Astăzi avem patru absenți motivați, Toader, Stuparu, Borchescu și Beșliu. Procesul verbal, aprobăm procesul verbal al ședinței din 15.03.2024. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, nu sunt. Avem un... Dorim să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a președintelui Consiliului Județean Cara Severin și respectiv a Consiliului Județean Cara Severin într-un litigiu pe care îl avem cu un număr de cât 60. Până acum sunt 41 și urmează până la 67. Da, 67 de angajați care doresc salarizarea de la Cluj. Noi nu avem posibilitatea să dăm astfel de salarii și biroul juridic de asemenea nu poate să se ocupe și de această problemă. Da. Deci, domnul președinte, aici serviciile vor, să înțeleg așa, nu? Achiziționăm servicii juridice servicii ca să juridice. Ne apărăm da. De oamenii noștri. Da. Da. Sună frumos, nu? Păi... Este o acțiune inițiată prin Sindicatul Forța Legii, la care au achiesat un număr de 67 dintre colegii noștri. Sunt și consilierii juridici din cadrul aparatului, sunt și de la resurse umane. Și e foarte greu să faci diferențierea, pentru că, până la urmă, le profită tuturor, dacă au câștig de cauză. Ori sumele pe care le cer sunt exorbitante. Și care ar fi obiectul? Obiectul este echivalarea salariilor lor de bază cu acelor de la Consiliul Județean Cluj. Cluj, Dâmbovița... Deci cam dublarea, domnul Crin. Și au întemeiat... Acțiunea este comună sau individuală? Au făcut prin intermediul sindicatului... Deci ne judecăm cu sindicatul? Cu sindicatul. Deci nu vom avea 67 de procese. Nu, sunt și câte 4 pe un dosar, sunt și câte 1 pe un dosar, depinde cum i-a pus sindicatul. Bun, dar după, dacă se câștigă acest proces, se pot cere despăgubiri, cheltuieli de judecată, mă. Da, cheltuieli de judecată. Și atunci se acoperă. De judecată. Bun, acum nu cred că o să fie sume, eu știu, probabil undeva la, facem un studiu, 5-6 mii, 10 mii de lei, mă gândesc că nu... Eu aș vrea să trecem cumva în hotărâre, în asta, că strict pentru... speța asta. Păi numai pentru speța asta. Doar pentru speța asta. Ne-ați dat acum, e trecut în hotărâre, clar? Dați-mi da, uitați și cu... Doar pentru speța asta. Mă, asta e dezlipit din 2020. Să lipiți aici, că poate mai trebuie să mai stea 4 ani. Tot... Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? Împotrivă? Abțineri? Și acum ordinea de zi cu acest punct în plus. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Bun. Acum aș dori să începem cu ultimul punct practic, cel cu votul secret, ca între timp să se facă buletinele de vot. Domnul președinte, vă rog eu, dați-ne 2 minute să vorbesc și cu colegii și cu toți, ca să nu mai... Da, bine, începem cu 2 minute de pauză. Putem discuta și cu voi, nu? Deci, domn președinte. Gata. Continuăm.
Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 72 din 28.03.2024 privind aprobarea participării județului Cara Severin prin Consiliul Județean Cara Severin în calitatea de membru asociat la constituirea Asociației Club Sportiv Muncitoresc Reșița. Avem nevoie de minim o propunere. Da, deci grupul PNL îl propune pe domnul consilier Brumar. Noi n-avem. Liviu. N-aveți propunere. Bun, atunci până se fac buletinele de vot, trecem la celelalte puncte. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 34 din 4.03.2024 privind utilizarea sumei de 82.669.037 lei din excedentul bugetului local al județului Cara Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2023 în valoare de 95.218 lei în anul 2024 cu modificările și completările ulterioare. Da, deci e vorba de aproximativ 70.000 de lei necesare pentru avizele și documentația pentru Herculane, pentru obținerea licenței. Articolul numărul 1, cine este pentru? Împotriva abținere. Articolul 2, pentru, împotriva abținere. Articolul 3, pentru, împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abținere. Consecința, proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Cara Severin numărul 35 din 4.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al județului Cara Severin pe anul 2024 și estimări pe 25-27. Articolul 1, pentru, împotriva abțineri. Articolul 2, pentru, împotriva abțineri. Articolul 3, pentru, împotriva abțineri. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abțineri. Tot o consecință primei hotărâri, hotărârea pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 36 din 4.03.2024 privind aprobarea bugetului propriu al județului Cara Severin și a bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Cara Severin și finanțate de către acesta pe sursa A pe anul 2024 și estimări pe 25-27. Articolul 1, pentru, împotriva abținere. Articolul 2, pentru, împotriva abținere. Articolul 3, pentru, împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abținere. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice, faza PT, a devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici și a contribuției unității administrative teritoriale județul Cara Severin pentru obiectivul de investiții, renovare energetică a Centrului Școlar de Educație Inclusivă Cristiana Bocșa, județul Cara Severin. Articolul 1, pentru, împotriva abținere. Articolul 2, pentru, împotriva abținere. Articolul 3, pentru, împotriva abținere. Articolul 4, pentru, împotriva abținere. Articolul 5, pentru, împotriva abținere. Articolul 6, pentru, împotriva abținere. Hotărârea în ansamblu, pentru, împotriva abținere.